cruce pentru cei ce pierd este nebunie. Iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1:18. Iubiți credincioși, dacă mergem în cimitir la o cruce și persoana care zace acolo este legată de noi cu mii și mii de fibre și fire sufletești pe care o iubim, citim numele și înăuntrul nostru se produce o transformare. Tresăltăm și plângem. Pentru că acea cruce ne răscolește toate amintirile și toată iubirea pe care am purtat-o persoanei care îi străjuiește crucea de căpătă. Dacă mergem la o cruce unde nu cunoaștem persoana și nu iubim persoana, citim numele, dar nu ne spune nimic. Noi înțelegem crucea în măsura în care iubim pe cel care se sălășluiește sub cruce sau pe cel care s-a răstignit pe cruce. Crucea o putem să o pătrundem în toată profunzimea ei în măsura în care iubim pe Dumnezeu și iubim pe oameni. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie. Nu înțeleg nimic. Iar pentru noi cei ce ne mântuim și o iubim este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia care s-a citit astăzi ne expune ce a făcut Mântuitorul pentru noi. Ce a făcut? Ne-a iubit. Cât de mult? Atât. Este o formă cruce. Deci, ne-a iubit până la cruce. S-a răstignit pentru noi. Aceasta este iubirea. Și ea este simbolizată prin semnul Sfintei Cruci. Mor eu ca să trăiești tu. Și o putem compara cu sabia. Sabia care simbolizează moartea sau ucinerea, te omor pe tine ca să trăiesc eu. Două lucruri contradictorii. Mor eu ca să trăiești tu. Sau te ucid pe tine ca să trăiesc eu mai bine. Mântuitorul a venit, ne-a iubit și, cum spune Sfântul Apostol Pavel, până la moarte pe cruce. Dacă nu avem această temperatură a iubirii, nu înțelegem crucea și nu înțelegem nici răstignirea Mântuitorului. Apostolul care
care s-a citit, de la întâia epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, tocmai despre această apologie a crucii vorbeam. Dar pentru cei stăpâniți de iubire, căci, spune Sfântul Apostol Pavel, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Pentru iudei, sminteam. Nu înțelegea nimic. S-a răstignit Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te acum de pe cruce, ca să crede. Diavolul, în timp ce Mântuitorul vindeca bolnavul, alunga demonul, curăța leproși, învia din morți, se gândea, e Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care a murit, a zis, nu e Fiul lui Dumnezeu. Cum poate să moară pentru un om și el păcătos? Sfântul Apostol Pavel spune, pentru iudei, sminteală, nu înțelegea. Pentru neamul sau pentru păgâni, nebunie. Și de multe ori, pe cărarea vieții, constatăm și noi că această iubire, acest sacrificiu, această bunătate este nebunie. Nu înțeleg. Și nu o înțelege. Dar pentru cei chemați, și iudei, și elini, și păgâni pe Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci crucea pentru creștini, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ceea ce reprezintă pentru un stat insemnele, drapelul, tricolorul, stelul. Aceasta reprezintă crucea pentru biserică. Pentru că crucea și prin cruce se oglindește întreaga operă de răscumpărare săvârșită de Fiul lui Dumnezeu. Își face cineva cruce, acesta este un credincios. Deci, pentru noi crucea reprezintă totul. Alții nu o pot înțelege. Și ar fi de dorit noi să-i înțelegem pe cei care nu pot înțelege. Căci ei nu pot să înțeleagă. Numai dacă iubești, înțelegi ceea ce este iubire. Un tată a venit acasă cu 6 mere. Avea 2 băieți și o fată. Și a zis, la băieți le dau 5 mere. La fată și la maică să le dau un măr. Primul băiat a luat 3 mere. Celălalt s-a supărat. De ce a luat 3 mere și lui a luat numai 2? Și a început să arunce cu cele 2 mere în fratele celălalt. De ce a luat 3 mere? Celălalt a început să arunce în celălalt. N-a mai rămas niciun măr. Toți pereții din casă și ei n-au mai mâncat. De ce? Nu aveau iubirea și nu înțelegeau iubirea Tatălui. Mamei și surorii și fiicei i-a dat un măr. Și a zis, fiica, mamă,
și ai nevoie de vitamine, vin. Mama i-a zis, draga mame, mănâncă tu, că ești tânără, trebuie să crești, ai înainte viața. Nu, mamă, dumneatale, nu fică, tu. Și la sfârșit au împărțit un măr în două, s-au așezat la masă și au mâncat liniștite și împăcate, ba, au mai și rămas. De ce? A fost iubire. Și având iubire mama față de fiică și fiica față de mamă, s-au săturat cu un măr, ba, au mai și rămas. Dacă avem iubire pe cărările vieții, cele materiale ne prisosesc. Ba mai și rămân. Dar dacă nu avem iubire, ne certăm, ne bate, ne dușmănim, facem rele și nu avem folos de viața aceasta și de bunătățile vieții acesteia. De ce? Pentru că nu înțelegem crucea. Nu înțelegem sacrificiul. Nu înțelegem jertfa. O firmă, atunci când nu mai produce cât consumă, falimentează. Un om care consumă mai mult decât produce, nu înțelege crucea. Noi trebuie să oferim mai mult decât așteptăm să primim. De ce? Că suntem oameni cu cruce. Înțelegem ce este jertfa, ce este sacrificiul. Nu vrem să fim povară sau trântul de viața mare. De aceea, în toate etapele vieții, vom înțelege om cu cruce, om fără de cruce. Elevul, dacă înțelege crucea, el învață să aibă note bune. Dacă nu înțelege crucea, el vânează note bune. Chiar dacă copia. Și pe urmă, o viață întreagă devine neștiutor în profesia la care nu și-a însușit cunoștințele, ci a copiat sau a vrut să fie. De aceea creștinul își înfrânează trupul. De ce? Ca să statornicească în viața lui sufletul. Creștinul iubește înfrânarea sau sacrificiul. De ce? Ca să stăpânească dragostea. Așa ne spune Sfântul Apostol Pavel, Galateni, capitolul 5, cu 24. Iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Trupul cu partea lui bolnăvicioasă, cu partea lui de păcat, de pofte, de patim, este răstignit de omul cu cruce. Iar omul fără de cruce, să mâncăm și să bem, că nu știm câte zile. Omul cu cruce se gândește la înviere. Omul fără de cruce trăiește pentru lumea aceasta. Sfântul Apostol Pavel a înțeles bine această realitate.
caritate, iubirea lui Dumnezeu și iubirea noastră față de cei apropiați. Și în aceeași epistolă, capitolul 6, versetul 14, spune: iar mie să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru, Iisus Hristos. Crucea reprezenta pentru El o biruință prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Lumea o trăiesc în iubirea lui Dumnezeu, fără patim, fără păcat, fără răutate. Dar și lumea cu care eu intru în legătură, pe care o selectez și cu care împreună vețuiesc, este o lume răstignită, o lume strecurată, o lume curățită. Nu-mi însușesc din lume ceea ce poartă pecetea păcatului. Lumea este răstignită pentru mine, fac lucrurile crucii și primesc de la lume lucruri verificate prin cruce. De aceea, biserica noastră cinstește crucea și se laudă cu cruce în lumea aceasta. De ce? Pentru că după cruce vine învierea. Noi trăim în lumea aceasta cu cruce ca să dobândim răsplata crucii. Învierea. Mântuitorul a fost răstignit de oameni răi, dar a înviat. Și când apostolii au vestit învierea, au venit și le-au spus: ce faceți? Ne ridicați oamenii în cap. Noi l-am răstignit și El a înviat. Și voi ne spuneți acum că a înviat. Credem noi în înviere? Dacă credem, ne asumăm crucea. Ne sacrificăm pentru toți că vom primi o plată și o răsplată. De aceea creștinismul nu este plângăcios, nu este tânguicios, chiar dacă are de suferit și de jertfit. Cunoașteți întrebarea: de ce ești trist? Popor al Învierii. Un popor al Învierii nu este trist. De aceea, murim mai bine în luptă cu glorie de plină. Murim pentru că înviem. Aceasta era convingerea Sfântului Apostol Pavel. Aceasta să fie și convingerea noastră. Iar mie să nu-mi fie amălăutat decât numai în crucea Domnului, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume.